seara suntem la o ediție specială a emisiunii În profunzime, înregistrată în penitenciarul numărul 13, unde este deținut fostul prim-ministru Vlad Filat. Bună seara, domnule Filat! Bună seara, Mariana! Au trecut 4 ani. De când, dacă mi-ar fi dat voie să-mi iau telefonul cu mine, v-aș fi arătat și ultimul mesaj pe care l-am avut de la dumneavoastră din acea zi, în care v-am invitat la o ediție specială a emisiunii În profunzime seara, iar dumneavoastră mi-a spus următorul lucru. Nu cred că fizic reușesc. Vorbim despre 15 octombrie 2015, ora 14:25. Țin minte exact mesajul și răspunsul la fel. Știați atunci că veți fi arestat? Era deja evident. Adică în momentul în care a început totul în Parlament, știați că veți fi arestat? Nu, în momentul în care a ieșit la tribuna centrală Gurin și a vociferat în întreaga lume, să spunem așa, acea sumă enormă de 250 de milioane de dolari, pentru mine a fost evident că lucrurile nu doar că vor duce spre arestare, dar că vor duce spre o situație de lungă durată pentru mine. Și ce ați simțit? E greu să-mi aduc aminte exact ce am simțit, însă cred că cel mai degrabă am realizat ceea ce se întâmplă. Chiar dacă eram plin de emoții, probabil s-a văzut asta și în discursul meu, oricum eu realizam perfect ceea ce se întâmplă și ceea ce urmează să se întâmple. Mai mult ca atât înțelegeam ceea ce s-a întâmplat până în momentul în care a început acea epopee din viața mea. Dumneavoastră l-ați votat pe Gurin. Poftim? Dumneavoastră l-ați votat pe Gurin. Mm. Și am înțeles că ați apostrofat-o un pic pe doamna Maria Ciobanu când a făcut asta, că a dispărut pe la toaletă în acea zi. Eu nu mi-aduc aminte cum speculații pot să fie foarte multe. Este adevărat, pe domnul Gurin l-am votat, la fel cum am votat și premierul Leancă, cum am votat foarte multă lume. Și pe Drăguțanu, votul când a fost exprimat, oricum, noi când votăm, în votul respectiv investim și speranță și o anumită înțelegere a cum urmează să deruleze. Ca și noi alegătorii de asta. Este adevărat, asta și am spus. Acum, ați întârziat cu 4 ani, sigur, să ne spuneți ce anume trebuia să ne fi spus ca să sară naibii odată în aer clasa politică. Noi așteptăm de 4 ani și avem dreptul să știm. Ce trebuia să ne spuneți atunci? Deci eu totuși o să insist că este vorba nu de 4 ani, dar de 45 de luni aproape și o zi. Da. Este foarte important. Aici timpul curge, adevărat, curge cu totul altfel și noi îl calculăm cu exactitate. Sigur, expresia care am enunțat-o în discurs, ea a fost luată direct, având în vedere și o stare probabil care era în societate. Eu vroiam, și asta tot am încercat să spun, și înainte de acea dată, despre lucrurile care s-au întâmplat grave în societatea noastră și, desigur, că inclusiv greșelile pe care le-am făcut. Cum au fost constituite alianțele pentru integrare europeană, cum au fost partajate funcțiile, cum au fost făcute schimburi de funcții, nu în mod gratuit, cum s-ar spune. Adică vă referiți aici la acea declarație a noastră că s-au luat 2 milioane pentru procurorul general? Nu este declarația mea, este doar confirmarea mea, fiindcă despre acest lucru domnule, știi toată societatea. Domnule Filat, dați-mi voie să vă întreb, cine, cui i-a dat acești bani? Ceea ce știu eu, că acești bani au fost oferiți de către Plahotniuc pentru Urechean. Și atunci dați-mi voie să vă întreb, cum se face că Urechean a fost candidatul PLDM la funcția de primar? Știind dumneavoastră aceste lucruri, cum ați ajuns ca să-l aveți pe Urechean în echipă? S-au întâmplat multe lucruri în afară de... Dacă ar fi fost doar această situație, ar fi fost poate mai ușor în a-mi spăși anumite situații pe care le-am avut în activitatea mea. Vedeți, până la urmă, în Urechean a fost răul cel mai mare. A fost, dar el a luat 2 milioane ca să vândă o funcție. Departe de noi, faptul că ar trebui acum să discutăm despre de ce a trebuit să fie partajată această funcție, procuratura, procurorul general și așa mai departe. Acest lucru, pentru că răspunsul este la suprafață, nu a trebuit să fie acest lucru. Însă s-a întâmplat. Noi nu putem întoarce timpul înapoi. Dar ce este de domnul Recheanu, vreau ca să fac o precizare importantă. Eu nu am fost martor când i s-au transmis banii, nu am fost printre cei care au numărat. Eu doar am spus ceea ce nu s-a
vorbit printre oameni. Doar că am fost informat și din sursă veridic, să-i spunem așa, că acest lucru se întâmplă. Eu nu am stat cu mâinile în jos, cum s-ar spune, cu garda jos. Am avut discuții în acest sens, inclusiv în ziua votării lui Zupco. Și le-ați spus colegilor din Parlament, sigur, care au votat că... Nu, să începem prin faptul că am avut o discuție la etajul 5, în biroul 526, cu Lupu, Ghempu și Urechean. Adică toți știau despre faptul că s-a vândut această funcție? Discuția nu a fost la întrunire respectivă despre vânzare, propriu-zis, dar despre schimbul care a fost făcut între PD și AMN, procuror șef la SIS. Toată această discuție vis-a-vis de vânzare, de bani, e cumva, cum să vă spun, era la subsol în discuție, pentru că nimeni nu putea să probeze acest lucru. Însă schimbul era la vedere. Dumneavoastră atunci erați prim-ministru. Exact. Și n-ați depus nicio plângere, dar nu v-ați dus să scriu, să întrebați, să spuneți la procuratură. Ia uitați-vă ce se întâmplă. Pentru că, de ce vă întreb? Pentru că, da, acum uitându-ne în urmă, multe lucruri ar fi putut să fie altfel, sau ne puteți spune că ați, pentru binele alianței, ați făcut asta, ați făcut asta, ați făcut asta. Nu o să spun acest lucru. Dar noi trebuie să recunoaștem un lucru. De la dumneavoastră, așteptările au fost cele mai mari. Dumneavoastră ați avut puterea să schimbați lucrurile în Republica Moldova. Iar dumneavoastră ați căzut victima propriilor dumneavoastră greșeli, în sensul că ați fi putut să aveți un proces echitabil, făcut de o justiție corectă. N-ați schimbat justiția, ați ajuns victima propriilor dumneavoastră greșeli. Ar fi foarte ușor să privim lucrurile așa cum le-ați relatat dumneavoastră. Da, eu am avut un punct de vedere de spus și am avut inclusiv poate cea mai puternică voce care trebuia să transforme și în acțiune. Doar că dacă ne uităm în timp, eu am tot vorbit. Am avut în 2011 și acea adresare către cetățeni în care am spus lucrurilor pe nume și am spus că procurorul aparține unui partid, de fapt unei persoane. Am spus mai multe lucruri în acea adresare. Ulterior, este vorba despre cea cu păpușarul. Da, exact, da. Când a început. Am spus lucrurilor exact pe nume și cum stau. Ulterior, în 2013, la fel am spus că alianța în forma în care ea este constituită nu poate merge mai departe. Și ea trebuie resetată, trebuie să fie renegociat acordul. Și am vorbit iarăși de nepartajarea funcțiilor care țin de ocrotirea statului de drept până la urmă. În răspuns am avut demisia guvernului și multe alte lucruri, dar încă o dată nu cred că oameni îi interesează cum să vin eu cu scuze sau cu argumente ce am făcut. Să știți că pe oameni îi interesează să ne spuneți sincer. Da, da, și asta face. Și să, chiar să vă căiți, să știți că îi interesează, pentru că ei consideră că dumneavoastră le-ați furat speranțele. Ei pe dumneavoastră vă găsesc singurul vinovat. Vă rog să mă credeți și vă spun sincer. Moldovenii, așa cum sunt ei buni la suflet, vă pot ierta anumite ilegalități pe care le-ați comis, da? Vă pot ierta, nu știu... Nu cred că cu ilegalitățile trebuie mai temperat așa un pic. Dar n-or să vă ierte faptul că le-ați furat speranțele și ați avut șansa istorică de a schimba Moldova și această șansă nu ați valorificat-o. Decizia nu a fost a mea, deci trebuie să ne aducem aminte. În 2009 noi am început să muncim, fiind patru partide la guvernare, cu o distanță de doar trei mandate dintre PLDM și PL, nu a fost ușor deloc. În 2010, ținem foarte bine minte, probabil, acel șantaj care a fost înaintea Constituirii Alianței, cu acel Narâșkin venit la Chișinău și cu acele discuții interminabile care le-am avut la telefon cu prietenii noștri din afară țării, care mi-au spus într-un glas, dar într-un glas, Vlad, cedează orice, vor procuratură, dă-le procuratură. Cine anume a spus asta? Ca să știm și noi, cui trebuie să prezentăm acum nota de plată pentru nereformarea justiției? Plătesc eu. Și cred că nu este suficient să plătesc doar eu. Nu, plătim noi. Nu, eu, asta este problema. Eu vorbesc în modul cel mai direct. Eu plătesc și plătesc din plin. Ori aceste mesaje au venit și nu-mi cereți să vă dau un nume, că ele au fost multe și consolidate.
pentru a menține parcursul european al Republicii Moldova și să nu continui textul. Deci ăsta a fost mesajul. Și acest compromis a fost realizat. Lorena, mie pot să fie invocate multe lucruri, doar că nu poate fi invocat faptul că sunt prost sau nu înțeleg anumite fenomene care nu, au loc. Nu, dacă ați fi fost, tocmai că nu se supăra nimeni. Ba da, eu cred că undeva asta ar fi fost o scuză reușită pentru unii. Însă, atunci când ai 32 de mandate, iar partenerii tăi luați împreună au doar 27 de mandate, iar puterea a fost împărțită așa cum a fost împărțită, până la urmă trebuie să fie împărțită. Mă refer la ministerie, desigur, nu mă refer la procuratură și așa mai departe. Pentru a nu reveni, vă spun, asta a fost nu doar o greșeală. A fost o înțelegere care duce mai mult la infracțiune decât la... Asta am vrut să spun și eu. Da. Asta nu este o greșeală. Asta eu vă spun eu, că am participat la acele discuții. Acum, haideți să... Noi vom dezvolta aceste subiecte. Sper tare mult să ne încadrăm într-o oră jumătate. Sper, dar vreau să nu trecem la alt subiect până a clarifica această situație vis-a-vis de speranța care au investit oameni. Eu știu foarte bine lucrul ăsta. Și vreau să vă spun că dacă m-a durut, printre lucrurile care m-au durut cel mai tare, a fost anume această dezamăgire care au avut-o oamenii nu doar în mine. Dar în dumneavoastră știți de ce, domnule Ștefan? Și vă spun chiar repede, nu vreau să vorbesc eu mai mult decât dumneavoastră în această emisiune. Nimeni nu a investit în Plahotniuc, nimeni nu a investit pentru că acel om a intrat pe ușa din spate, ajutat de dumneavoastră în politică. Credeți? Și ajutat să se consolideze. Credeți? Să-și subordoneze tot în această țară, să preia scheme. Credeți? Da. Lorena, eu am fost cu Plahotniuc în permanență într-un război deschis, iar când nu era deschis, era închis. Și dacă eu nu luptam cu el în toată această perioadă de timp sau în acea perioadă de timp, eu nu ajungeam în pușcărie. Și lucrul ăsta este certitudine. Acum, haideți să le luăm pe rând, pentru că... ca să nu sărim de acolo. Despre relația noastră cu Plahotniuc, sigur că sper tare mult să reușim să discutăm. Avem o oră jumătate de emisiune în total. Ține. Așa. Trecem la subiecte concrete. Noi, în timpul în care dumneavoastră vă aflați în pușcărie, nouă ne-a fost dat să auzim mai multe discuții ale dumneavoastră cu Ilan Șor, mai multe conversații telefonice. Toată lumea a bănuit că acestea au fost înregistrate de către Șor. La un moment dat, dumneavoastră i-ați spus lui, vom discuta mai mult despre ele, dar i-ați spus următorul lucru. Îi sugerați să plece pentru o perioadă, este una dintre cele 15 fragmente pe care le-am auzit. Și spuneați că ați plecat și dumneavoastră, pentru că lucrurile se precipită, lumea pune întrebări și se agită personajele. Despre ce vorbeați acolo? Și în primul rând, eu nu am ascultat aceste interceptări. Și îmi pare rău că nu avem cu noi telefon, ne-au luat că vi l-am timpus. Nu e cazul, pentru că eu am văzut în formă scrisă ceea ce s-a dat. Noi nu am fost în situație, eu nu am fost în situație în care se expertizează aceste înregistrări. Dar este vocea dumneavoastră. Este adevărat, dar sunt foarte multe expresii pe care eu efectiv nu le folosesc. Păi despre limbajul interlop pe care l-ați folosit acolo, chiar am vrut să vă întreb. Care e adevăratul Vlad Filat? Acela pe care noi l-am văzut prim-ministru vorbind frumos sau acela de la telefon? Ce vă spun. Deci expresii pe care eu pur și simplu nu le folosesc, nu fac parte din vocabularul meu. Eu nu le pot repeta, și dar sunt, aș fi făcut-o. Dacă facem emisiune despre asta, eu să știu. Că să... Nu, dar vreau să... Chiar eu răspund. Da, vă rog. Odată și două, sunt foarte multe lucruri scoase din context. Vă spun punctul meu de vedere. Ori, ceea ce ține de plecarea mea sau neplecarea mea, vreau să vă spun că eu niciodată nu am avut planificată plecare. Ori, eu am o înțelegere a lucrurilor. Poți să fugi de orice și de oricine. De tine niciodată nu o să reușești să fugi. Și am avut posibilitatea să mă retrag, să plec, nu să fug, cum au fugit alții. Și după cum vedeți, eu am stat până la urmă și acum sunt în penitenciar. Și nu regret, fiindcă eu am avut multe întrebări la acest capitol, dacă nu regret faptul că nu am plecat. Nu regret. Dumneavoastră, ați participat sau nu la furtul miliardului? Și eu nu am participat la furtul miliardului. Este răspunsul meu la această întrebare directă. Dumneavoastră ați luat sau nu mită de la Șor? Eu mită de la Șor nu am luat și acest lucru noi îl vom demonstra în justiție, care eu sper că nu va fi selectivă. Cadouri de la Șor am primit
Și sigur, este o întrebare, de ce am primit cadouri de la Șoareci? În schimbul a ce? Ce ați făcut pentru acele cadouri? La fel cum primesc dumneavoastră cadouri de ziua de naștere, așa am primit și eu cadouri, inclusiv la ziua de naștere sau cu evenimente, ocazia unor evenimente. Păi, dar noi acolo vorbim sau despre mașini, despre cadouri de câte? Stați să vă spun, 7 milioane. Deci, Șor spune în denunțul său. Dumneavoastră vorbiți cu cuvintele lui Șor? Eu am la bază acest denunț și vă întreb pe dumneavoastră. Până acum n-am avut ocazia să vă întreb. Este unul mincinos și care ar fi trebuit să fie demontat în cadrul unei ședințe de judecată publică, nu cu ușile închise. Fiindcă dacă ați fi văzut modul în care am fost eu judecat, dacă se poate spus așa, de fapt executat, ați fi văzut că noi nu am avut posibilitatea elementar să facem o expertiză financiară bancară sau să audiem marturi. Sau să-și probeze declarațiile. Acum, pentru că dacă o să mergem pe ceea ce a spus Șor, atunci ar trebui să vorbim de 250 de milioane de dolari, exact. Nu de 1 milion, de da, două și așa 250 mai departe. De milioane este suma care figurează acolo. Domnule Filat, eu nu pot să spun că este sau nu adevărat, pentru că eu nu sunt nici judecător și nici nu mă apuc ca să... așa cum este, știți, cuvântul lui Șor împotriva cuvântului dumneavoastră, până la o judecată corectă, eu nu pot să fac afirmații. Așteptăm cu toții această judecată, pentru că acuzațiile care vi se aduc se referă la noi toți. Sunt lucruri care ne interesează pe noi toți. De acord. Sunt bani care au provenit, dacă e să luăm ceea ce spune Șor, sunt bani care au provenit din cele 3 bănci devalizate. Așa, cel puțin, am înțeles de acolo. Acum mergem mai departe. Ok. N-ați luat mită, n-ați luat... Atunci, cum explicați faptul că fiul dumneavoastră, aflat la Londra, un student de 22 de ani, închiria un penthouse cu 1000 de lire pe zi, conducea un Bentley de 200.000 și în plus i-au fost confiscate aproape jumătate de milion de lire, bani a căror proveniență nu o putea demonstra. Asta este ceea ce cunosc toată istoria, ca să nu pierdem timp pe întrebare. De unde acești bani? Cum un student de 22 de ani poate să-și permită asta? Pot să răspund? Vă rog. Vă rog. Deci, în primul rând, eu cu Luca am avut din momentul arestării, cred că 2 convorbiri telefonice și o întrevedere, acum 2 ani de zile. Din păcate nu comunicăm. Luca este copilul meu, pe care îl iubesc foarte mult, cred că au și ce părinte. Ce s-a întâmplat la Londra ține de o cauză civilă și judecata continuă. Urmează să mai așteptăm un pic să vedem care va fi decizia finală a instanței de judecată, fiindcă a fost decizia unui judecător. Urmează etapa a doua. Însă ceea ce vreau să vă spun și trebuie să știți, că acești bani la care vă referiți nu au legătură cu mine și nu au nicio legătură cu Republica Moldova. Păi ei provin din Turcia și... Eu nu pot să vă răspund la întrebări de unde provin și cum provin. Nu țin de mine. Dar de unde sunt acești bani? Cum să nu vă întrebăm? Pentru să înțelegi că eu sunt încarcerat în penitenciarul numărul 13, Luca este la Londra. Noi nu comunicăm, eu nu știu, spre exemplu, care sunt activitățile dânsului. Ceea ce vă spun încă o dată, pentru că confirmarea respectivă o am de la avocatul meu, fiindcă ca să nu fie citite din presă, dânsul a plecat la Londra, a avut întrevederi cu avocații lui Luca și nu doar, cu răspunsul venit către mine. Nu au legătură cu Republica Moldova acești bani și țin de activitățile dânsului. Atât de tot. Să știți că mă surprinde acest răspuns. Cât studenți de 22 de ani își pot permite asta? Vă surprinde, dar acesta este răspunsul. Atunci am să vă întreb altceva. Luca figurează în raportul Crol 2. Cel puțin noi nu am văzut originalul acestui raport. Ne așteptăm să-l vedem. Nu înțelegem de ce se tergiversează acest lucru. Dar în ceea ce s-a prezentat public, numele său figurează și că ar fi folosit un card despre care vorbește în autodenunț Ilan Șor pe numele lui Negru. Deci eu cred că trebuie să vorbim inițial de însăși raportul Crol. Odată că acest raport, care a fost făcut public, mă refer, făcut public de către comisie... Nu. De ce la vorbesc? Ceea ce a făcut... Ok, de către comisie. Deci de către comisie, o să vedeți în preambul... Și numele dumneavoastră este... Scrie foarte clar. Eu am citit în ceea ce prezintă USAT, nu în ceea ce a prezentat prima parte comisie. Deci, informațiile prezentate de compania Crol, după cum ați văzut, singuri recunosc că au la bază informații realizate în baza investigațiilor jurnalistice și tot așa mai departe.
și care nu pot constitui drept bază pentru investigare penală și tot așa mai departe. Ceea ce a fost prezentat de către, și mă miră de ce nu de către prim-ministru, nu de ce nu de președinte, de comisie, dar de un personaj așa mai specific în politica moldovenească, eu cred că aici este o întrebare. Doi, dacă ceea ce s-a publicat este original, atunci cu certitudine vedem ce ține de lucru, cel puțin. E vorba de niște poze, e vorba de niște trimiteri la anumite postări pe pagina de Facebook cu o anumită legătură de un card bancar. A folosit sau nu bani de pe acel card? Nu pot să vă spun încă o dată, fiindcă nu avem documentul original pe care să ne expunem. Ori vreau să vă spun cu toată certitudinea, odată ce va fi făcut public raportul Kroll și dacă aceste date care se conțin acolo vor fi păstrate, primul lucru pe care îl vom face, vom adresa cu actele necesare mesajul nostru sau adresarea către Kroll pentru a-și revedea poziția în raport, dacă nu ne vom adresa în instanță, fiindcă cel puțin ce ține de noi, lucrurile sunt foarte distorsionate. Eu prezentat în acel raport Kroll, în cazul meu, sentința de condamnare. Sentință care, la ora actuală, este pe rolul CEDO și, după cum știți, în examinare prioritară. Doi, noi avem revizuire... Pe încălcarea drepturilor. Pe încălcarea drepturilor, domnule Filat. Nu judecăm pe fond, dar... Nu, vă spun eu că știu despre ce vorbesc, invocând articole care vizează modul în care a fost judecat o persoană. Ori în momentul în care se va demonstra că a fost un proces inechitabil, atunci va fi rejudecat exact. Într-o manieră publică și echitabilă. Exact. Asta ne dorim cu toții. Bun. Vă doriți, dar până și atunci, până atunci, noi avem acțiuni în instanță care vizează sumele respective prin revizuiri, prin acte doveditoare, că eu nu am nicio legătură, nici cu companiile, nici cu sumele care mi-au fost invocate și pentru care am fost judecat sau condamnat. Da. Luăm publicitate și ne întoarcem după pauză. Publicitate. Continuăm emisiunea. Vorbeam înainte de pauză despre Luca, banii lui și... Dar în timp ce dumneavoastră erați în libertate, ați văzut ca toată lumea cum Luca era la Saint-Tropez cu prietenii și a deschis o sticlă de șampanie de 500 de euro. De unde are un tânăr, atunci era încă mult timp în urmă, acești bani? Eu nu am fost la acea petrecere și nu pot să vă spun șampania a fost cumpărată de el sau de altcineva. A fost o petrecere la care a participat și vreau să vă spun că școala în care a învățat și în care învață acum pare colegi care își pot permite așa ceva. Adevărat, domnule frat, dar oricum eu cred că dacă mi-aș fi văzut copilul în astfel de ipostaz, l-aș fi întrebat cum așa, nu? Sau n-ați discutat cu el pe subiectul acesta? Eu am discutat grija cui se afla la subiectul ăsta. Ok. N-am să insist prea mult pe relația dumneavoastră cu copiii, pentru că asta chiar vă privește, doar că pe noi ceea ce ne interesează este de unde acești bani. Dacă acești bani au o proveniență obscură, atunci este de datoria noastră să vă întrebăm. Să mă întrebați de rezidatorii instanțelor, dar încă o dată, care activează obiectiv să dea verdictul. Sigur, nu vreau să vorbesc despre această șampanie sau despre alte lucruri care ați mai vorbit, însă să nu uităm. Eu în politică nu am venit din politică, eu am venit din business. Și atâta timp cât am fost implicat în politică, am putut din veniturile care au fost generate de companiile mele să-mi întrețin și familia și ceea ce făceam eu. Dar... Ce business dumneavoastră ați avut? Știm că ați avut IPTEC, care vă aducea un venit. Da, și o companie din România care se cheamă Capital Invest Company.
Și ea, adică acest business vă aducea atâția bani că ați putut să vă cumpărați o casă în Elveția și să vă țineți copiii la studii și, sau nu, eu așa mi s-a părut că am văzut din partajarea averii după divorț. Ați văzut, eu nu știu unde ați văzut casă în Elveția. Adică nu este adevărat ceea ce am citit. Deci noi am deținut o casă în Republica Moldova, copiii au studiat în Elveția, plățile fiind făcute de pe compania Capital Invest Company. Deci sunt date. Și mai mult ca atât, avem declarații de venit făcute publice. Senzația pe care am avut-o, vă spun foarte sincer, este că era un fel de competiție între dumneavoastră și Vlad Plahotniuc, între copilul dumneavoastră și al lui Plahotniuc. Al lui Plahotniuc mergea cu o mașină de 1 milion și nu s-a ascuns acest lucru, a apărut în presă, am văzut. N-am avut ocazia să-l întreb pe Vlad Plahotniuc. Poate că la fel nu este așa, îmi va spune. Al dumneavoastră, a existat această competiție? Adică dumneavoastră, Vlad Plahotniuc avea bancă, dumneavoastră sunteți legat de tot ceea ce s-a întâmplat în jurul BEM? În ce sens sunt legat? Numele dumneavoastră este legat de... Așa s-a dorit să fie legat. Asta nu înseamnă că am avut o legătură cu această situație de la BEM și nu doar de la BEM, dar la cele 3 bănci. Eu nu am avut competiții cu Plahotniuc la capitolul business, n-am făcut niciodată cu el afaceri și sunt foarte fericit în acest sens. Eu cu Plahotniuc am avut situații în care să am comunicare, conlucrare, dat fiind faptul că de facto el conducea PD-ul. Marian Lobu era președinte, dar PD-ul era condus de către dânsul. Ori negocierile, dacă doreai să promovezi ceva, să faci o coaliție și tot așa mai departe, trebuie să-l porți cu el. Dorești sau nu dorești acest lucru? De când îl cunoașteți dumneavoastră pe Plahotniuc? Că nu îl cunoașteți de când a apărut în ochii tuturor, ci de când era un personaj obscur despre care nu mai se vorbea? Dacă o să mă întrebați când l-am văzut prima dată, atunci o să vă spun, cred că în anul 1997. De când ați discutat cu el? Pentru că ați discutat cu el mai târziu. Eu o să vă explic care a fost contextul și atunci o să înțelegeți. Dânsul a fost coleg de facultate cu prietenii mei, Marcel Raducanu, Pavel Filip, care lucrau la fabrica Bucurie. Atunci unul era inginer șef, al doilea șef de fabrica numărul 1 de caramelă, Pavel Filip era. Și dânsul fiind prieteni, prima dată pe dânsul l-am văzut, fiind la restaurantul, parcă acum mi-aduc aminte, Orașul Vechi, probabil, care unui grill house. Da, nu, nu, important pentru că asta. Atunci l-am văzut pentru prima dată. Nu am avut o comunicare decât salut, salut. Ulterior, ulterior, în care erați în politică, erați în... Nu, ulterior, prima mea comunicare, dacă este să spunem așa, a fost după alegerile din 2009. Și o să vă explic contextul. Deci noi negociam, aveam deja zile, săptămâni bune și negocierile erau blocate. Am primit un telefon, un aparat telefonic de la Constantin Botnar, venind, fiind la sediul Partidului Liberal Democrat și mi-a spus că dorește cineva să vorbească cu mine. Am vorbit atunci cu Plahotniuc, am stabilit o întrevedere undeva într-o casă în regiunea Telecentru. Și din momentul ăla negocierile s-au deblocat. Deci atunci, practic, el a apărut activ în deciziile politice din Republica Moldova. Și atunci ați înțeles că, de fapt, este un om care mișcă sfori și face lucruri. Fără decizie căruia, în Partidul Democrat nu se întâmplă nimic. Și atunci, încă o dată, vă întreb. De ce i-ați permis acestui om ca să se întărească, să-și supună justiția, să justiția facă din era, Republica Moldova... Justiția era deja subordonată, inclusiv... Lui? Da. Senzația noastră și corectați-mă, vă rog. Noi suntem în anul 2009. Am ieșit dintr-un regim, regimul Voronin, care își subordonase justiția. Aparent. Care avea scheme, tot felul de scheme. Și ce s-a întâmplat? Noi am votat atunci schimbarea. Moldovenii, nu eu neapărat, toți au votat schimbarea și și-au dorit să schimbe lucrurile. Ce s-a întâmplat de fapt? A venit o nouă guvernare din care ați făcut parte până în 2016. Așa. Din 2009 până în 2016. Care ce a făcut? A preluat totul din acel sistem.
2016 ianuarie a venit partidul și a votat guvernul noaptea. Este întrebare sau este un punct de vedere? Domnule Filat, este, dacă doriți, și un punct de vedere. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră. De ce ați preferat ca aceste scheme să fie preluate, importuri, ce vreți și mai departe? De ce ați preferat ca să subordonați justiția în continuare și nu să schimbați lucrurile așa cum ne-ați promis tuturor? Deci este un punct de vedere, până la urmă, este o întrebare? De ce ați preferat, întreb? Nu, este un punct de vedere că l-ați expus, nu este o întrebare, dar dacă este să răspund despre preferințe, eu nu am preferat, eu nu am avut să aleg. Deci alegerea era foarte simplă. Ori noi facem coaliția cu PD-ul și încercăm să schimbăm lucrurile în bine. Dar la ce bun această coaliție? Iertați-mă că vă întreb, nu înțeleg chiar. Am vrut să răspund la întrebare. Dar la ce bun această coaliție dacă am ajuns mai rău decât era pe vremea lui Voronin? Am vrut să răspund la întrebare, fiindcă dacă eu să mă întorc în timp, aș spune exact ce spuneți dumneavoastră. Că nu era cazul să fie făcute aceste coaliții, fiindcă lucrurile în mare nu s-au schimbat. Iar dumneavoastră ați avut numai de pierdut, dacă este să ne uităm, nu? Noi toți am avut de pierdut. Dumneavoastră vorbesc pentru că oamenii este clar. E clar. Eu totuși o să încerc să dau răspuns la întrebarea care ai adresat-o. Odată că nu am avut de ales. Doi. Deci lucrurile au perpetuat. Deci ele nu au apărut în guvernările AIE. Și foarte multe lucruri, cât de straniu n-ar părea, eu niciodată nu mi-am propus să fiu avocatul lui Voronin, dar foarte multe din lucrurile care se întâmplau pe timpul lui Voronin nu era altceva decât scheme care au fost organizate, implementate de Plăhotniuc și oamenii lui. Da, și i-ați permis mai departe să facă asta. Deci dumneavoastră ați fost prim-ministru. Iertați-mă, dar nu puteți să spuneți că nu ați avut de ales, pentru că ați fost prim-ministru. Lorena, niciodată nu am spus... Și nu un simplu prim-ministru, cum spune Leana. Niciodată nu am spus că am fost un simplu prim-ministru. Insist în a spune că eu nu am stat și am fost simplu spectator. Am reacționat de foarte multe ori, doar că reacțiile mele urmau ori cu discuții foarte dure în coaliție, care duceau la limita între a mai exista coaliția sau nu. Unele scheme au fost, trebuie să spunem, lucrurile curmate din start, ce ține de importurile de carne, ce ține de importurile de pește și tot așa mai departe, monopolul asupra exportului de cereale, care ulterior s-a reinstaurat. Au fost preluate. Dar asta din 2015-2016 încoace, ca să spunem lucrurile pe nume. Ori, ce ține de justiție și procuratură, cum să spun, lucrurile nu s-au schimbat, ele nu au fost schimbate, asta este problema. Și dacă îmi puneți în sarcină mie... Vă pun, domnule prim-ministru, știți de ce? Știți de ce? Am vrut totuși să răspund. Pentru că dumneavoastră chiar ați avut șansa și sprijinul tuturor, și din afară, și dinăuntrul țării, iar o astfel de șansă nu știu dacă vom mai avea. Mai avem o șansă și eu cred că o să mai avem dacă și o mai avem, șansă. E minunat, ar fi bine să nu ratăm și pe aceea. Acum să ne întoarcem, dumneavoastră spuneți că n-ați avut de ales. Eu nu pot să accept asta și cred că nimeni nu acceptă, pentru că până la urmă ori faci ceea ce îți dorești pentru această țară bun, ori te retragi. Eu cum am impresia că sunt la al doilea proces de judecat cu ușile închise. Nu sunteți singur. Unde vorbește mai procurorul. Nu sunteți singurul care crede asta și Voronin spune asta când vine la emisiune. Dați-mi voie să totuși vorbesc și eu, dacă ăsta a fost scopul emisiunii. Da, mulțumesc. Deci, atunci când am ajuns în biroul de prim-ministru, mi-aduc aminte că Voronin mi-a trimis o analiză vis-a-vis de situația din Republica Moldova. Ori în analiză ce arăta exact domeniile în care deja era implicat Plăhotniuc și care era influența lui la nivel de stat. Deci, vreau să aduc argumentul ăsta că lucrurile n-au făcut decât să perpetuie în perioada respectivă și de timp. Și dumneavoastră nu le-ați implicat. Asta este. Nu eu, noi. Eu încă o dată vă spun, dacă este ușor cuiva sau dacă este util cuiva să mi se pună doar mie în cârcă că uite ce s-a întâmplat, este datorită mie sau din cauza mea, aveți posibilitatea să răsuflați ușurați, pentru că eu sunt în închisoare, înseamnă că mi-am primit pedeapsă pentru acest fapt. Domnule Filat, nu e atât de simplu și eu am să vă spun mai departe, pentru că cea mai mare durere este faptul că foarte multă lume a plecat din țară. Acest lucru nu mai poate fi întors.
Cea mai mare problemă a moldovenilor este că ei au fost sărăciți în acest timp în loc să aibă ceea ce li s-a promis. Și noi despre asta discutăm acum. Nu, faptul că dumneavoastră stați în pușcărie poate că îl face pe cineva să răsufle ușurat. Dar nu asta este ceea ce am dorit noi ca să avem. De asta vă întreb încă o dată. Vă rog. De ce nu l-ați oprit pe Plahotniuc? Din simplu motiv că am încercat și nu am reușit. Pentru că nu era suficient încercarea mea sau acțiunile mele. Era necesar ca să fie o poziție consolidată. Și vreau să vă aduc aminte că în 2011 nu a fost altcineva. Eu am fost cel care am ieșit și am cerut demisia procurorului general în Parlamentul Republicii Moldova. Drept răspuns, am primit un refuz din partea majorității. Ulterior, tot în 2011, am avut, mai bine spus, întâi am avut acea adresare, după care am avut atacul Raider asupra sistemului bancar, am cerut demisia procurorului general și lucrurile astea tot au perpetuat în timp. Încă o dată, eu nu am deținut puterea în Republica Moldova în măsura în care se decide unul singur. Eu avem nevoie de voturile în Parlament, avem nevoie de poziții consolidate în guvern. Și probabil, dacă o să mă întrebați de ce nu v-ați dat demisia din funcție, asta ar fi fost o întrebare pertinentă în raport cu mine. Și atunci vă spun, dacă este să mă întorc în timp și să văd unde puteau să ajungă lucrurile, soluția cea mai onorabilă și cea mai corectă ar fi fost să-mi dau demisia din funcție. Ori, îmi cer scuze, ori lucrurile arată că fără mine, pe parcursul a 4 ani, nu fără mine în fruntea guvernului, fără mine în general în viața politică, fiind închis în celulă, lucrurile au mers din rău în mai rău. Pentru că am avut un singur partid. Nu. Însă mai multe partide îl mai aflăm și pentru, nu mai se mai pentru știe că, ce se întâmplă. Pentru că nu a mai existat o preliște. Și pentru că dumnealui... Pentru că n-au mai existat o preliște. Domnul Plahotniuc a reușit ca să rămână singur pe scena politică. Acum, I s-a oferit posibilitatea, fiindcă Plahotniuc, spre exemplu, nu m-a băgat el singur în închisoare. Deci la încarcerarea mea a participat într-o manieră exemplară practic toți actorii politici. Unii sperând că se eliberează eșcherul politic, alții din așa o răzbunare. Noi am referat acest proces public, un proces echidistant, ca să putem avea o concluzie. Dar până atunci, dumneavoastră, ați fost găsit vinovat de o instanță, controlată. Eu nu recunosc această condamnare. Și vreau să, exact ori, asta ori, vă ori eu nu accept condamnarea oricui în afara prevederilor legale. Așa. Orice condamnare cu încălcarea drepturilor la apărare într-un proces echitabil, ea este nulă. Deci, din tot ceea ce am văzut noi, autodenunțul lui Șor, doar ați primit cadouri de acolo, atât. Spuneți-mi, vă rog, frumos. Și nu aveți nicio legătură cu BEM și cu Unibank și Banca Socială. Atunci, am o întrebare la mea. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum un individ ca Șor, da? Pentru că reputația lui era clară și în 2013 nu este... Domnule Filat, trebuie să știți că nu și-a plătit nunta, nu? De asta se știa prin oraș. Nu am fost la nunta lui și nu știu ce-a plătit. Bine, și că era dator vândut și așa mai... Cum un om ca acesta a fost lăsat să pună mâna pe singura bancă de stat, da? Aflată în gestiunea Ministerului Finanțelor, pe care îl avea pe RDM în acel moment? Foarte simplu, să uitați la lucruri. O singură bancă în care PLDM-ul avea Ministerul Finanțelor. Păi nu? PLDM-ul nu avea niciun minister. Ministerele sunt ale Guvernului Republicii Moldova. Faptul că reprezentantul PLDM-ului era în acea instituție, ok, este adevărat. Doar că trecerea băncii sau pachetului de acțiuni de la Ministerul Finanțelor la minoritari, așa cum era vorbit, nu a fost decis de Ministerul Finanțelor, a fost decis de către mai multe instituții care nu putem să le spunem fiind cu conducători delegați de către PLDM. Lucrurile... Dar era asta guvernare, cum vrei, frate? Numai eu eram PLDM la guvernare. PLDM era la guvernare. Păi eu pe dumneavoastră cum vă întreb. La fel cum și PD-ul era la guvernare, la fel cum era și Banca Națională cu guvernator. Păi, dar pe dumneavoastră vă întreb, cum a fost posibil acest lucru? Uite, așa a fost posibil.
Dar dumneavoastră țineți minte că noi ne-am întâlnit în 2013 și vorbeam în emisiunea În profunzime despre această situație, inclusiv despre concesionarea aeroportului. Și mi-amintesc foarte bine cum Sturza spusese așa... 2013? Da, da, da. Ok. Aeroportul a fost concesionat în august 2013 și vorbeam în septembrie despre asta și când domnul Sturza spunea lăsați banca în pace și aeroportul în pace că veți rămâne și fără bani și fără onoare. Și iată că au trecut atâția ani și ne dăm seama că de fapt a spus niște cuvinte foarte adevărate. Și din asta ce reiese? Păi reiese. Nu puteți să spuneți că nu știați. Nimeni nu știa cu ce se va termina toată epopeea respectivă. Ce ține de emisie, niciodată nimeni nu a vorbit despre faptul că Șor urma să intre în posesia BEM. Niciodată nu s-a discutat la niciun nivel. Presa a scris despre asta. După emisie, nu domnule, până la emisie. Păi, dar noi vorbim despre un stat. Despre niște structuri ale statului plătite din bani publici. Exact. Ele ce au făcut? Guvernul ce a făcut? Urmează această comisie de închetă care eu de data aceasta sper că își va face datorie să dea calificarea exactă a tot ce s-a întâmplat în acea perioadă. La capitolul ce au făcut instituțiile statului, ce a făcut persoana concretă sau alta și așa mai departe. Bun, nu sunt eu cel care trebuie să dau, să dau calificative. În 2013 BEM avea nevoie de 600 de milioane de lei pentru a se redresa. Asta erau datele atunci. Aeroportul era profitabil. Taxa aceea de 9 euro care era și era folosită a și rămas între timp. De ce a fost nevoie de aceste mișcări? Și vreau să vă întreb foarte franc și spuneți-mi. Mă rog. S-a făcut vreo înțelegere în cadrul alianței din 2013 pe marginea acestor obiecte? Nu a fost nicio înțelegere. Deci discuții între partide și așa mai departe vis-a-vis de înțelegeri pe bancă și pe aeroport n-au existat. Deci, vis-a-vis de bancă, trebuie să revin și să spun că această sumă de 600 de milioane era suma de suprafață. Dar gaura în banca de economie era de circa 3 miliarde de lei. Și o să vă dau doar două exemple. Compania Valley Schimb, să uitați care era creditul, care figura a fi credit, dar de fapt era o gaură. Și apropo, nu o să regăsiți datoria respectivă a companiei față de bancă după lichidare și după toate aceste lucruri. Probabil pentru comisie de închetă este un subiect interesant și va trebui să verifice. Și plus alte companii care evident nu aveau cum să-și plătească creditele. Erau credite la credite. În ceea ce privește creditele pentru Caravita, ele pot fi numite credite? Pot fi numite credite sau furt? Ele au fost credite. Eu pot să vă spun cu toată certitudine că în momentul în care au fost angajate aceste credite, nu s-a știut, sau cel puțin domnul Rusu, nu a știut proveniența banilor. O să vin cu un argument în acest sens. Un om care participă la așa ceva nu își include familia în companie și așa mai departe. Deci a fost o investiție care a fost făcută într-o manieră deschisă aici în Republica Moldova. Dânsul și-a ispășit pedeapsa, din păcate, și nu doar prin ce a avut să tragă în închisoare. Asta e. Cât privește, și trebuie să luăm a doua pauză de publicitate, cât privește faptul că principalul beneficiar al miliardului este Șor, iar Iaralov este cel care a născocit schema, e un pic peste mână. De ce Iaralov ar fi născocit o schemă pentru Șor? Vorbim acum sau după pauză? Putem vorbi după pauză, mai bine. Publicitate. Emisiunea precedentă. Da, și... Eu am primit o întrebare directă și am răspuns la o întrebare directă. Cine a fost beneficiarul? Exact, principalul beneficiar al furtului. În expresie bănească. Nu beneficiar în urma acestei fraude.
Fiindcă beneficiul a fost nu doar financiar, beneficiul a fost inclusiv pentru a prelua puterea politică, pentru a prelua controlul. Și cine a fost principalul beneficiar? Principalul beneficiar, evident, că a fost Plahotniuc. Nu a fost altcineva. Financiar a fost Șor. Iar Șor, el și-a acoperit toate găurile financiare care le avea, credite, datorii și așa mai departe, și în ultimul rând, rezervele financiare care au fost oferite pentru toate concertele oferite pentru moldoveni, cărnăciori, tușoncă și tot așa mai departe. Ori Ilan, de ce nu? Ați spus că nu ați luat bani de la Șor. Totuși, în acele înregistrări telefonice, dumneavoastră îi spuneți, te sun când am nevoie... N-am bani pentru chiloți. Eu, vă rog frumos, eu vă spun încă o dată, nu folosesc asemenea cuvinte. Nu există în vocabularul meu și să nu revenim să repet același răspuns. Nu, dar este vocea noastră care spune trusalea, de exemplu. Spre exemplu. Dar eu vreau să văd această expertiză, care oricum o vom face. Eu vreau să văd cine a făcut înregistrarea, de pe ce operator a fost la înregistrarea respectivă. Care este structura interceptărilor și așa mai departe. Însă, încă o dată, eu nu vreau să mă opresc foarte mult la acest subiect. Am spus, o vom face și această expertiză și vom veni cu... Da, dar acolo se aude că dumneavoastră cereți bani. Eu v-am răspuns la întrebarea care mi-ați adresat-o deja de 3 ori. Dacă o să mă întrebați a 4 oară, v-am să vă răspund. Să spuneți același lucru. Evident că da. Nu se schimbă lucrurile la o întrebare la alta. Așa. Ne întoarcem la 2000. Stați un pic. Vreți să precizați ceva, vă rog? Nu. Vreau să răspund la întrebarea care ați adresat-o vis-a-vis de Iralov. Deci Iralov a fost persoana care a desenat tot acest... S-au scris acest scenariu și a vegheat asupra implementării, deoarece, având și experiență, având și cunoștință în acest domeniu, dacă ne uităm în background-ul lui. Și pornind și de la acțiunile pe care le-a întreprins pe parcursul timpului. Spre exemplu, când a fost concesionat aeroportul sau efectuată emisia suplimentară la BEM, dânsul avea o funcție care se numea consilier la viceprim-ministru, ministrul economiei, dar de fapt era, cum se spunea la dânșa, ismotreașii pentru pe domeniul respectiv. Deci și nu doar în domeniul respectiv. Adică supraveghea acest domeniu. Dar, apropo de concesionarea aeroportului, asta la fel este o mare problemă pe care a lăsat-o guvernarea, din care ați făcut parte, și care nu mai poate fi reparată. Noi am avut atunci și reacția CNA-ului, care a spus nu, sub nicio formă nu trebuie. Am avut o grămadă de alte semnale. Deci, Lorena, ce ține de concesionarea aeroportului, lucrurile sunt și mai simple. Această decizie, dincolo de faptul că a fost luată la acea comisie, a fost întărită prin votul în guvern. Și guvernul respectiv avea membrii guvernului. Da, și dumneavoastră aveți acolo niște miniștri. Da, dar eu nu eram ca la grădiniță. Din câte am înțeles, fiecare... Maia Sandu nu a votat? Nu știu, uitați-vă în stenograma. Și probabil ar trebui să răspundă dânșii de ce au votat pentru acest contract de concesiune. Pentru că contractul a fost votat de către guvern. Scris corect. De Iralov, corect. Este adevărat, votat de guvern, votat în care ați guvern. Avut miniștri. Păi da, nu înțeleg. Dumneavoastră nu aveți nicio responsabilitate ca lider de partid pentru ceea ce fac miniștri? Eu am responsabilitate politică. Doar nu sunt persoana care am ridicat sau am dat mâna în jos sau unui ministru. Și în acest sens, chiar vă rog să întrebați miniștrii delegați de către PLDM dacă au vorbit cu mine atunci când au luat decizii. Și n-au vorbit? Deci eu vă rog. Păi vă întreb pe dumneavoastră, că după aceea poți să intrești pe ei, dar la dumneavoastră nu știu când mai ajung. Este speculativ ce o să spun eu, dar eu vă rog să întrebați dacă în situația BEM sau aeroport eu am comunicat cu ei, să procedez într-un fel sau altul. Păi stați un pic, dacă tot amintesc despre asta. Eu mi-amintesc ce a spus Iurie Leancă la noi în studio, la emisiunea În Profunzime. El, de fapt, a oferit garanții pentru BEM la solicitarea lui Vlad Filat și că el nu pricepe acest domeniu, este departe de el, dar dumneavoastră i-a solicitat. Nu cred că a făcut asemenea declarații Iurie Leancă. N-am un telefon la mine. Că... Iurie Leancă probabil a vorbit la dumneavoastră în studio că prima dată despre emisia suplimentară a auzit la mine. Că l-ați rugat. Nu, la solicitarea dumneavoastră. Nu l-am rugat și nu i-am solicitat. Și lucrurile astea noi putem să le vorbim, inclusiv când va veni timpul la poligraf, cum s-ar spune. Da, sper să vină și acel timp, că până o să una dată... O să vină timpul, dar ce ține de garanții bancare și tot așa mai departe, repet, și vă rog chiar, vorbiți, vă rog, cu
colegii care au fost delegați de către PLDM, dacă am vorbit cu ei într-un sens sau altul. Domnule Filat, dumneavoastră știați că Șor este un hoț, de fapt, că asta chiar și după 2013, după ce a preluat banca, ați auzit cine este, ce se întâmplă. Ce discutați cu el în 2015? Nu doar în 2015, în toată această perioadă de timp au fost nenumărate discuții. Cu participarea... Dar prietenești de altfel. Dumneavoastră vă adresați cu la Pertu, el la dumneavoastră, vă cerea protecție. Nu prietenie a fost acolo. Dar, mă rog, să nu comentăm mult această situație. Decizii vis-a-vis de situația în Banca de Economie au fost multe. Au fost în formate diferite. În coaliții, mai, în cercuri mai largi, mai extinse, mai restrânse, au fost comisii parlamentare, au fost discuții în cadrul Consiliului Securitate Națională, unde au raportat toate instituțiile statului. Și unde se știa ce se întâmplă acolo. Mai mult sau mai puțin. După asta am văzut documente care arătau că se știa ce se întâmplă acolo. Mai mult sau mai puțin. Și chiar domnul Negruță, după aceea, a dezvăluit multe lucruri, inclusiv ce a spus dumnealui, ce a scris dumnealui cu referire la bancă. Și atunci cum? Deci, vis-a-vis de domnul Negruță, pot să vă spun că, într-adevăr, a fost un ministru foarte bun, doar că părerea mea este că nu trebuia să plece din minister, dar trebuia să stea în minister, să lupte, să protejeze banca. Fiindcă după ce pleci și comentezi ce au făcut alții, este mai simplu. Nu este un reproș, este doar o constatare. Spuneam că discuții erau multe. Niciodată, revin la afirmația făcută anterioară, nu s-a discutat că Șor va veni să preia Banca de Economie. Nu avea cum. Nu avea nici resurse, nici capacitate și așa mai departe. Discuțiile tot timpul au fost când Banca de Economie urmează să vină cu emisie suplimentară Gazprom Bank sau Vnesha Canon Bank. Asta eu am înțeles. Nu avea cum acesta. De unde? Pentru că nu știu cum se face. După atâta vreme vorbim despre un individ care a furat de nu se mai poate, din caznaua statului, din buzunarul cetățeanului și s-a făcut și cu bancă, și cu aeroport, și cu de toate, când trebuie să vedem. Sub ochii tuturor și toată lumea a acceptat asta. Trebuie să vedem. Și cu Air Moldova mai nou, apropo. Sper că cu Air Moldova... Nu vă întreb dumneavoastră despre asta. Vă întreb despre celelalte două. Asta demonstrează ceea ce s-a petrecut, inclusiv după încarcerarea mea, că proiectele așa numite economice, bancă, aeroport, Air Moldova și multe altele, gările auto și am înțeles că mai sunt și altele. Acestea vor fi investigate, din câte am înțeles, să sperăm că așa se va întâmpla. Eu cred că toate trebuie să fie investigate. Asta arată foarte clar că același grup de interese le-au gestionat pe parcursul timpului. Un lucru încă. Dumneavoastră spuneți că tot denunțul ușor este minciună. Totuși, există niște lucruri pe care ne duc cu gândul că totuși nu totul este minciună. Și anume, haideți să ne amintim, acolo a fost un conflict, da, între Le Bridge și Duty Free, Free-ul Mall-ul lui Free Mall-ul lui Șor, da? Așa. În care acest Șor a fost favorizat, da? Ministerul Justiției a luat niște decizii, dacă credeți? Este să ne aducem aminte, da? Credeți? Păi cum cred? Pentru că după aceea Centrul Internațional de Reglementare a Diferendelor Investiționale ne-a dictat o deplătit despăgubire în valoare de 35 de milioane de lei și 125 de mii de euro cheltuieli de judecată. Eu nu să reușesc să răspund. Păi dar eu repede vă spun și spuneți-mi. O să fie un monolog. De ce ați favorizat Jeffrey Moore-ul atunci? Dar o să vă rog să faceți un lucru. Ați făcut acum o afirmație și ați dat o întrebare, vă uitați în autodenunțul lui Șor și o să vedeți că, de fapt, el spune altceva și a fost cu totul altă situație. Deci dânsul spunea că am favorizat Le Bridge-ul și am solicitat ulterior recompensă și mai departe. Exact așa a fost. Păi exact asta vreau să vă spun și să ajungem mai departe în denunțul lui Șor, unde el spune că a venit la dumneavoastră și dumneavoastră ați rezolvat această problemă. Am senzația chiar și suntem cu ușile închise. Mi-ați dat o întrebare, ascultați-vă rog frumos și răspunsul meu, că așa cred că este bine. Deci, ce ține de acest conflict, situația a fost altfel decât ați expus-o dumneavoastră. Eu am fost sesizat de către ambasadorul Franței în Republica Moldova vis-a-vis de situația acestui investitor francez. Ulterior, am fost sesizat de către Asociația Oamenilor de Afaceri francezi în Republica Moldova. În rezultat, eu am avut discuții cu cei de la Ministerul Justiției.
În rezultat, eu într-adevăr am avut o întâlnire la guvern cu Efrim, era viceministru al justiției, și cu acel Colenco, care era la judecătorie economică. Nu am dat indicații, așa cum spunea că nu aveai cum să dai indicații, am avut o discuție prezentându-i situația care este și vizează Republica Moldova, cu urma deja poziția Ministerului de Externe a Franței vis-a-vis de Republica Moldova. În rezultat, ăștia au luat decizii în defavoarea investitorului francez. Și drept rezultat, Republica Moldova a fost condamnată. Păi da, la intervenția 30... dumneavoastră, spune Șor. Doamna... Eu să vă rog foarte frumos, citiți foarte atent de nu. Eu foarte bine am citit. Eu am depus mărturii. Întâlnirea s-a dovedit a fi productivă, întrucât Filat a eliminat presiunea din partea acelor organe și a încetat să-l preseze pe Corolenco. Instanța a emis o sentință în favoarea noastră la 16.11.2010. Eu vă spun cum au stat lucrurile și despre acest lucru vorbesc actele. Deci da. Eu la procuratură am un dosar prin care... cel rămas, prin care sunt acuzat că am exercitat presiune asupra lui Colenco ca să-i facă probleme da, lui Șor. Dumneavoastră, de fapt, spuneți cam același lucru până la urmă. Noi spunem același lucru. Dumneavoastră, pur și simplu, îl spuneți mai pe larg. Eu îl spun mai eu așa. Eu vă spun așa dar, cum a fost. Dar eu, de aici, ce am citit eu, asta era în denunțul lui Șor. Haideți să facem în felul următor. Dumneavoastră vă conduceți denunțul lui Șor, dar eu mă conduc de fapte și de lucruri care s-au întâmplat. Dumneavoastră, de poziția noastră și suntem aici ca să o auzim. Da. Mergem mai departe. Așa. Usatăi. Așa. Un alt personaj, obscur, care la fel a ajuns pe lângă dumneavoastră, într-o perioadă avea legitimație de consilier al primului ministru. I-ați eliberat această legitimație sau nu? De ce aici pot să vă spun la ora actuală și nu doar la ora actuală, și am spus-o și anterior, Usatăi nu a fost consilierul primului ministru. Ori, dacă vreți să verificați acest lucru, este simplu, sesizați sau întrebați Guvernul Republicii Moldova. Ce ține de legitimație, eu nu știu, a avut, nu a avut. Bine, dar ați avut o relație cu Usatăi sau nu? Noi comunicăm cu Renato Usatăi, dar să spun că am avut o relație, cred că este mult prespus. Atunci, cum v-ați dus cu Usatăi la finala Ligii Campionilor la Bayern München? Să ne amintim în ce an, cu o cursă charter, stați să vă spun și anul, că eu nu mai țin minte, știți cum e, 2012, așa. Data de 19 mai, cu un avion cursă charter plătită de Usatăi cu 60.000 de euro, care a zburat din Chișinău spre Geneva să vă luați fiul și să mergeți după asta în Germania. Așa, și? Păi cum? Dacă nu erați prieteni apropiați sau dacă nu, cum s-a ajuns deci, la asta? Eu vă spun, noi cu Usatăi vorbeam, ne cunoșteam, dar nu aveam relații prietenești și așa mai departe. Am primit această invitație și a fost acceptată. În loja VIP, cu da? 40.000 de euro nu aproape. Nu am numărat da, sumele și așa mai departe. Vreau să vă spun că totuși acolo a fost cheltuiți aproape 100.000 de euro. De ce Usatăi ar cheltui cu dumneavoastră acești bani fără ca să obțină ceva în schimb? Întrebați-l pe el. Ce a primit în schimb dacă a făcut acest gest? Da, dar era în regulă ca prim-ministrul să facă asta? Să mă întorc în timp acum, sigur că nu era în regulă, dar asta s-a întâmplat. La fel, discuția aceea cu Corolenco mie mi-a rămas în cap, pentru că... Corolenco sau Colenco? Colenco mi-a rămas în cap și știți de ce? Pentru că prima dată aud că un judecător este invitat la prim-ministru, nu a fost asta o imixtiune în justiție. Bun. Mai nu vedem cum prim-ministru poate să meargă și la Consiliul Superior al Magistraturii. Calificați cum doriți. Însă situația era de așa natură încât trebuia să intervenim. Vă dau un exemplu. Atunci când a fost atacul Raider asupra băncilor din Republica Moldova în 2011, în ședință au fost întruniți de rând cu membrii Comitetului de Stabilitate Financiară și președintele Consiliului Superior al Magistraturii și președintele judecătoriei supreme și așa mai departe, pentru că situația era excepțională. Depinde de la caz la caz. Așa. Încă o dată... Și chiar dacă ar fi fost imixtiune, eu am procedat corect atunci, fiindcă, după cum s-a dovedit în timp, acele decizii luate de către Colenco și ulterior susținute de către Curtea Supremă de Justiție au dus la acea plată din partea statului către investitorul francez peste 30 de milioane de lei.
Din acuzațiile care vi s-au adus în acest dosar în care sunteți condamnat, nu vorbim despre celălalt, el este pe rol, acolo dacă vreți să vă expuneți, puteți să vă expuneți. Dacă vă interesează, întrebați. Da, chiar aș vrea să vă întreb, dar de ansamblu ceva, nu vreau să intrăm pe dosar. Este public? Nici pe primul dosar nu vreau să intrăm, pentru că eu nu am cunoștințe juridice și nu știu în ce măsură mă pot pronunța ce e corect, ce nu este corect. Noi avem pur și simplu niște întrebări și așteptăm niște răspunsuri. Pe primul dosar, ce recunoașteți din el până la urmă? Pentru că... Deci, din primul dosar, dacă este să vorbim ca și situații probate și pe care sunt în situații de recunosc, ține de acele mașini care au fost cumpărate pentru pază și câteva zboruri cu avionul. Atât ați avut de la Elanșor? Exact atât cât am spus. În și rest... ce ați făcut în schimb? Adică nimeni nu te plimbă degeaba. Asta e vorba, da? Ceva trebuia să fie oferit. Pentru a primi răspuns la această întrebare, o să vă uitați pe toți, pe lista celor care au circulat cu aceste zboruri, da? Sau cu această companie. Și o să vedeți că nu era obligatoriu să faci ceva sau să nu faci ceva. Eu cred că pentru dânsul era important, acum înțeleg lucrurile, era important să fie pe lângă mine sau să poată vorbi, care o relație cu mine. Dar de ce credeți că el până la urmă a făcut ceea ce a făcut împotriva noastră? Pentru că sunt și lucruri despre care chiar nu vreau să vorbesc, dar tot de el sunt legate, care sunt, țin de viața noastră privată. Nu vreau să încurajez acest lucru și de asta mă abțin. De ce? Putem vorbi și la acest capitol dacă vorbim totuși. De ce nu? Pentru că e viața noastră privată. Pentru că n-au existat limite, pentru că s-a lucrat la toate capitolele, în așa fel încât destrucția să fie una totală. Și pentru că, încă o dată, nu există limite morală. Nu mai vorbesc de altă limită. Totodată pot să vă spun că Șor, cred eu, nu a avut alegere mare. Ori semnează acest denunț. Dar nu este numai denunțul. Deci aici a intrat procesul dumneavoastră pe rol. Adică a fost baza pentru proces. Pot să închei, dacă îmi permiteți. Semnez acest denunț, intră în pușcărie, ori mergi tu în pușcărie. Că, în principiu, asta a fost probabil oferta către Șor. Iar după aceasta, desigur, având aceste, din punctul meu de vedere, incalități morale, au intrat pe mâna ăstora, care sunt diabolici de felul lor în a distruge oameni. Acele imagini provin de la Șor, da? Da. Cu siguranță? Cu siguranță. Și aceste înregistrări telefonice, presupuneți că tot de la el provin? Da. Care au fost difuzate în spațiu public de către Usatui, apropo, un alt prieten al dumneavoastră. Da. El, când vin momente așa, el este cel care difuzează lucruri interesante, picante, să-i spunem așa. Cum vă vedeți eliberarea dumneavoastră? Pentru că tare mă tem că trebuie să ne... Lorena, până la eliberare... Ați spus că asta vă doriți, eliberarea. Cum o vedeți? Adică, iertați-mă, dar să fiu foarte clar în întrebarea mea, pentru că cei de acasă, o parte, cred că odată cu schimbarea puterii, dumneavoastră ați putea fi eliberat din închisoare. Și... Da, eu am observat această temere a unora că cineva ar ieși din închisoare și această dorință că cineva să afle în închisoare, tot mi se pare că un pic este bolnăvicioasă. Părerea mea este că nu grija mea trebuie să o poarte. Ar trebui să poarte grijă acum, având în vedere că eu sunt încarcerat deja, să poarte grijă celor mulți care au făcut ilegalități sau care nu au intervenit, având funcții clare în stat, pentru ca aceste ilegalități să producă. Revenind încă o dată la Banca Națională, la Banca de Economie și tot ce s-a întâmplat cu furtul miliardului. Nu pentru a mă justifica sau încă o dată. Îmi voi demonstra nevinovăția. Eu sub acest aspect sunt foarte liniștit. Drept că a durat prea mult, drept că va mai dura, dar eu sunt foarte liniștit la acest capitol. Însă, mi se pare absolut nedrept ca un om care nu a deținut nicio funcție, mai să nu insistați pe funcție de președinte de partid, e cam abuziv un pic, nu a deținut nicio funcție în stat,
Da, da, Lorena, pentru că până la urmă cei toate care... Toate sforurile le trag liderii de partid. Domnule Filat... Toți cei care iau decizii sunt în funcții și trebuie să ghideze de norma legală. Cred asta, dar vedeți, iar... Partidul Liberal Democrat a dispărut imediat, cum dumneavoastră... Cam de vreme spuneți că a dispărut. De ce? Eu vorbeam despre amploarea acestui partid. Cred că Partidul Liberal credeți-mă, Democrat eu trec pe București foarte des și merg pe acolo și văd ce... Cum era, când în memoria mea rămâne foarte clar cum arăta acest sediu al PLDM-ului pe vremuri, când dumneavoastră erați liderul acestui partid și ce este acum. Arăta bine și sediul Partidului Liberal și arăta bine și multe alte sedii. Vorbeam despre multă lume, mașini, tot ceea ce era acolo, da? Și mișcare și... Eu cred că Partidul Liberal încă își va spune cuvântul. Liberal-Democrat. Liberal-Democrat. Sper că și Partidul Liberal, de ce nu? Eu chiar cred că Dorin va reuși. Asta este deja problema lor. Da, dar este un punct de vedere care mi l-am expus public. Da. Dar revenind la ceea ce vroiam să spun eu, și între timp, oameni care au condus băncile respective, oameni care au semnat oferire de credite, pornind la miliard, oameni care au condus instituții care nu trebuiau să informeze, că lucrul ăsta eu tot îl observ, că am informat, funcția dânșilor nu era să informeze, era să acționeze, să intervină prompt. Banca Națională care trebuie să supravegheze, Procuratură Generală, CNA și tot așa mai departe. Deci uitați-vă, nici unul din cei care aveau funcțiile respective în exercitare și obligați prin lege să vegheze supra respectării normei legale, sunt toți bine mersi. Eu nu vreau, ferească Dumnezeu ca cineva să-mi urmeze calea, dar eu vreau ca să-și poartă grijă. Ați înțeles ce am vrut să spun. Acum, răspuns la întrebarea punctuală care ați dat-o. Eu am declarat și mai declar. Nu doar că nu-mi doresc o soluție politică, ci simt de eliberarea mea. Eu nu voi accepta nicio soluție politică în acest dar sens. Dar credeți că vă propune cineva asta? Eu anticipez. Eu nu cred. Eu doar spun, fiindcă sunt zvonuri. Anticipez și spun. Nu doar că nu-mi doresc, dar nu voi accepta. Este adevărat, cu ceva timp în urmă, cu, să zic, vreo 3 ani de zile în urmă, mi s-a propus grățierea. Ori asta ar fi însemnat... Cine? Plahotniuc mi-a propus. Dar în schimbul la ce? În schimbul la nimic. În schimbul să demonstrez că este om bun. Și este mărinimos. Păi dacă nu sunteți vinovat... Deci, pentru ca un om să fie grățat, primul lucru care trebuie să-l facă este să-și recunoască vina. Ori eu nu mi-am recunoscut vina și nu mi-am recunosc. În acest sens, eu am toate căile deschise acum în fața mea pentru a demonstra nevinovăția. Situația s-a schimbat doar pentru că s-a schimbat puterea în Republica Moldova și pentru că toată lumea speră că în sfârșit vom avea o justiție corectă care să-și facă treaba corect. Până acolo mai avem. Mai avem, mai sigur. Avem, da. Doar că la etapa actuală pot să vă spun că instituțiile statului deja oferă răspunsuri la solicitările pe care le-am făcut. Spre exemplu, un document foarte important pe care îl solicităm și l-am căutat pe parcursul la 3 ani de zile, abia săptămâna trecută l-am primit și la sfârșitul emisiunii o să vi-l prezint, care de fapt demontează învinuirea adusă mie pe elementul de corupere pasivă, pentru care am fost întemnițat cu 8 ani de închisoare. Și aici țin foarte mult să vă spun. Eu am ajuns la etapa în care prioritatea este cum voi ieși din această închisoare, nu când. Și prioritarul pentru mine este ca ieșirea mea din închisoare să nu pot fi comentată de cineva sau pus în cârca cuiva. S-au pus la îndoială. Și în acest sens, desigur, CEDO este acea decizie pe care eu o așteptați. O aștept și mă bazez pe ea. Ați luat legătura cu cineva din noua conducere? Nu. N-ați discutat cu ei? Nu. Așa. Nu au dorit să comunice. Chiar când a fost Comisia Securitatea Statului, Ordine Public și Apărare, așa mi se pare că se cheamă, au trecut... Nu au comunicat. Trebuie să aleg deja. Popenco de la Procuratura Anticorupție neagă faptul că ar fi participat la acea întâlnire. Nu mă miră. Așa. Ceea ce nu mi-ați spus, de fapt, este de ce nu... ceea ce privește pe șor. Pentru că acum
Acest personaj este cu atât mai odios cu cât a reușit să fugă și să fugă și de răspundere și de... Doar el a fugit? Eu cred că din țară au plecat mulți oameni. Știți cum, poate că au plecat mulți oameni, dar doi dintre ei, Plahotniuc și Șor, sunt cei pe care populația voia să vadă dacă sunt sau nu vinovați de ceea ce li se incriminează. Lorina, uite-te, eu am avut posibilitatea să plec și nu am plecat. Dar dumneavoastră ați avut posibilitatea, domnule Filat, nu e așa, să-l dați pe mâna justiției pe Șor și n-ați făcut-o. Ascultați acum un moment foarte important, despre care probabil nu s-a discutat până acum, cu o zi înainte, deci pe data de 14 octombrie, cu o zi înainte de arestare, noi am luat deciziile în cadrul Alianței, m-am văzut atunci de 3 ori cu Plahotniuc, între care odată am luat și masă, s-a jurat de vreo 3 ori pe copii, asta n-am înțeles niciodată, cum poți să juri pe sănătatea copiilor și să faci total invers. A doua zi, Procurorul General urma să-și dea demisia și să instituim o comisie nouă de anchetă, inclusiv să numim un procuror care să investigheze toată situația, nu doar în sistemul bancar, dar toată situația, pentru că presiunea era evidentă și că lucrurile nu mai pot continua. Dânșii au mers pe calea care, stându-mă pe mine, toată energia asta negativă se va canaliza pe mine și așa vor scăpa de probleme. Da, despre asta se știe. Doar că timpul, vedeți că le-a pus pe toate la locul lor. Da, domnule Filat, dar responsabilitatea pe care o aveți este evidentă și nimeni nu vă poate lua, în primul rând. În al doilea rând, țin minte că ați avut în subordine. Ministerul de Interne a revenit Partidului Liberal Democrat. Așa. Și iar îmi veți spune că fiecare ministru este responsabil. Spuneți. Dar țin minte că la un moment dat se apucaseră de investigat, de exemplu, monopolul metalferos. Da? Metalferos, acolo despre care s-a vorbit acest lucru. Doar metalferos. De exemplu, vă dau un exemplu. Și ajunseseră destul de departe. Dar nu s-a mers până la capăt. De ce? Întrebați, spuneți-mi mie, vă rog. Vă spun eu, din motivul că atunci când dosarul era aproape gata, Procuratura Generală a retras acest dosar de la Ministerul de Interne la Procuratura Generală. Știu. Și o să vedeți că foarte multe dosare s-au pierdut, anume în Procuratura Generală. Inclusiv și dosarul din 7 aprilie. Și noi trebuie, apropo de 7 aprilie, că era la sfârșit. Da. Păi și noi trebuie să credem asta, adică iertați-mă, dumneavoastră operați cu un dosar atât de important, da? Care? 7 aprilie, așa, care a dispărut. Eu nu am operat cu acest dosar. Cum? Nu, de exemplu, spuneți asta și nimeni, nicăieri, nu a păstrat nimic, totul este într-un singur exemplar, deci, și a dispărut? Dosarul 7 aprilie este la Procuratura Generală. La Procuratura Generală, inclusiv eu am dat depoziții. Da, toată multă lumea a dat. Nu toată, pentru că primul care trebuia să dea depoziție și o spun în cunoștință de cauză, trebuia să fie Plahotniuc. Eu nu vreau cum să punem totul în cărca dânsului. Doar că eu vă spun în cunoștință de cauză că implicarea dânsului în evenimentele din 7 aprilie a fost una plenară. Și mă refer nu la studenții care au ieșit pașnic, dar mă refer la cei care au deturnat, de fapt, am văzut acel protest. De fețe și la alte proteste care... Da, suțe și se cheamă. Și aceeași tactică. Da, și momentul în care noi discutam în Alianță, și aici trebuie să recunosc, cel mai vocal pe subiectul 7 aprilie era Partidul Liberal. Era Partidul Liberal. Tot timpul eram trimiși cu toți împreună cu Partidul Liberal la Procuratura Generală. În a da explicații, se investighează și tot așa și mai departe. Și dumneavoastră cât vă asumați din partea de vină pe faptul că până astăzi 7 aprilie este un subiect despre care încă discutăm și nu știm nimic? Eu mi-asum vină. Eu nu pot să măsor și că fiecare trebuie să-și asume din vină. Cred că trebuie să fac mai mult. Cred Omul că... acesta ar fi putut să răspundă, domnule Filat. Care? Vorbim despre Plahotniuc, da? Pe multe lucruri. Eu sunt sigur că el va răspunde. Doar că pentru aceasta, actuala guvernare, chiar dacă este una atipică, trebuie să învețe, dar chiar trebuie să învețe din experiența proastă, cât de straniu n-ar suna, din experiența proastă a guvernării Alianților pentru Integrare Europeană. Au fost lucruri bune, dar acum nu e cazul să vorbim despre cele bune. Și în primul rând, spornească de la faptul că un stat poate să funcționeze și poate să dezvolte doar dacă este bazată pe drept. Ori, un stat de drept are la bază instituții, iarăși.
Procuratura este o instituție foarte importantă, iar determinant este sistemul judecătoresc. Fiindcă cât de diabolic nu ar fi un procuror, dacă avem un judecător care este integru și care ia decizii în baza legii și în baza intimei convingeri, orice fără de lege este stopată. Aici suntem de acord. Doar că timpul înapoi nu poate fi întors, Lorena. Nu știu cât mai avem din această emisiune și dacă mai avem 5 minute, am să încerc repede să mai trec prin niște subiecte. În general, știți ce am vrut încă să vă întreb? Pe lângă regrete. Cred că multe lucruri. Da, dar un lucru la care m-am gândit mult. Dumneavoastră sunteți un om care ați avut toată puterea. Nu am avut niciodată toată puterea. Ați fost prim-ministru. Nu am avut niciodată toată puterea. Ați avut bani, ați avut control, ați pierdut practic totul. Vreau să vă spun că la un moment dat am pierdut chiar totul. Da, și ați ajuns în această situație. Pe mine acest lucru omenește, da? Vreau să vă spun că aveți toată compasiunea, omenește. Și cred că sunt mulți oameni care gândesc așa. Pe subiectele pe care le-am discutat și pe ceea ce trebuie să răspundeți dacă sunteți vinovat, aceea este altă treabă. Acum vreau să vă spun cum treceți peste această situație, cum e să cazi de sus aici, da? Cum vă simțiți în această situație? Cum e să pierzi totul? Nu pierderea a tot doare cel mai tare. Doare, în primul rând, singurătatea, doare lipsa de libertate. Vedeți, doare lipsa comunicării cu rudele, cu părinții, cu frații, surorile. Acel totul este... Lorena, înțelegi lucrurile după o perioadă de timp în care eu sunt aici, se văd cu totul altfel. Acel totul la care te-ai referit, de fapt, înseamnă nimic. Omul tot ce are, îl are aici, în suflet. Și pot să vă spun acum, chiar dacă repet această Nu se potrivește asta deloc cu imaginea pe care o avem noi despre Vlad Filat, vă spun sincer. Da, dar să nu uitați că totuși ne revedem după aproape 4 ani de zile. De stat în celulă singur, cu 23 de ore în celulă și cu doar cu o oră plimbare la aer liber. Și am avut tot timpul necesar pentru a gândi, pentru a reflecta, pentru a mă ruga, pentru a trage concluzii, a reveni la ele, pentru a scrie foarte mult. Așteptam memoriile, că ele pot fi prețioase. Mult. Ele vor fi, cred că, interesante, cel puțin. Doar că eu când am intrat aici, mi-am pierdut libertatea fizică. După o perioadă de timp, eu mi-am recapătat libertatea interioară, sufletului. Acum urmează doar să echilibrez. Fiind liber în suflet, să fiu liber și fizic. Dar ce vă lipsește cel mai mult aici? Nu vorbesc despre libertate, sigur că ăsta este lucrul cel mai prețios pe care l-ați pierdut. Deci eu o să vă spun care este cel mai greu lucru de suportat în închisoare, mai cu seamă când ești în celulă singur, într-o perioadă atât de lungă. Cel mai dureros este suport singurătatea. Deci îți lipsește, de fapt, comunicarea, îți lipsește tot ce înseamnă contactul cu ce este viu, cu ce este în mișcare. Deci în condițiile astea ești într-o situație statică și vezi lucrurile altfel. În schimb, gândești lucrurile deja pornind de la alt fel de a măsura timpul, alt fel de a-ți prioritiza viitorul și tot așa mai departe. Să știți că am atras atenția la pantofii dumneavoastră și dacă vă aduceți aminte, în 2007 noi am discutat despre acești pantofi, această pereche, despre, dar tot despre costumul dumneavoastră, despre ținuta dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă ei sunt aceiași sau i-ați mai schimbat? Cât am stat în închisoare, nu am făcut cumpărături. Deci, mai mult ca atât, îi folosesc, aceste haine le folosesc foarte rar atunci când ies în ședințele de judecată.
În rest... Dar sunt cele din 2015 cu care ați fost, în care ați fost arestat sau v-au adus altele? Pantofii cred că sunt aceiași. Da, pantofii recunoaștem. Costumul cred că este altul. Nu cred că, dar este altul. Acum ultima întrebare, pentru că poate că unii așteaptă de la dumneavoastră ceva. Vreau să vă întreb ce le spuneți celor care și-au pus în dumneavoastră toată încrederea și nu vă pot ierta faptul că n-ați schimbat lucrurile, că din această cauză au plecat copiilor în străinătate. Noi să știți că avem niște cifre extraordinare, da? De la 3.600.000 am ajuns la 2.000, de la 3.200.000 am ajuns la 2.600.000. Și toate aceste lucruri se referă la dumneavoastră, la guvernarea din 2009 până în 2015, da? Să spunem așa. Ce le spuneți celor care nu vă pot ierta acest lucru? Eu vreau să le spun celor care au pus speranță și și-au pierdut această speranță, că îmi pare rău că n-am reușit să transform speranța lor în realizări. Iar celor care nu pot ierta, totuși se înțeleagă că puterea de ierta este enorm de mare în comparație cu așa numită putere de a nu ierta. Eu, spre exemplu, am sufletul împăcat, după cum v-am spus, nu am în mine răutate, dorință de răzbunare. Dar să vă cereți iertare, considerați că ar trebui de la moldoveni? Eu am spus că eu regret faptul că nu am reușit să transform speranța lor într-o viață mai bună. Despre al doilea dosar noi nu am reușit să vorbim. Poate avem ocazia să ne mai vedem. Dar să știți că eu sper foarte mult. Au fost 4 ani de demersuri, de așteptări. Eu sper foarte mult să reușim să ne întâlnim. Înțeleg că există deschidere. Înțeleg că puteți oferi interviuri deja. În primul rând este normă legală care trebuie să fie respectată și în baza acestei norme legale exact. Noi nu aveți niciun fel de interdicție, așa că aveți acces liber la presă. Nici noi să știți că ne facem datoria și de câte ori considerăm necesar vom face aceste demersuri. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat interviul de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați venit. Și, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați urmărit această ediție specială filmată în pușcăria numărul 13 din Capitală. Pe măsură ce se întâmplă lucruri, noi vom fi aici cu ediții speciale. Vă doresc o seară liniștită!